trofeu e pe zonă, stai geană baros. Ar sute de oni, ca la lapte gros. E de mult pe treabă cu content frumos. Bagă like boss, fii generos. Postează mereu pe YouTube tot ce face. Stai cu ochii pe el, știu că îți place. Hello, băieți, bine v-am găsit la un episod de Stupeu și astăzi vă fac încă o prezentare la un cont de vânzare pe server Carpathians, contul meu. Bă, băieți, a trecut ceva de când n-am mai postat pe YouTube, vă salut. Încă mă joc Metin, m-am decis să mă joc pe Carpathians de când am postat ultima oară prezentarea. M-am reapucat pe Carpathians, după care am zis că na, să mă apuc de MLA, apoi m-am prevențat la plană cu MLA, m-am apucat să mă joc pe Polyphemus. Așadar vreau să vând tot ce mai am pe Carpathians și o să mă joc pe Polyphemus și în viitor, nu știu, o lună, două, trei luni, o să încep să și postez pe YouTube. Ok, bă, pentru astăzi avem platformă Regatul Albastru, server Carpathians, avem doi ninja, o șamancă, binecuvântare și șaman Leac, Lican, și mai multe chestii pe platforma asta și o să vă arăt unul câte unul cam asta și o să vă spun ce mai e pus pe platformă și nu o să arăt pentru că ar dura foarte, foarte mult timp. Oricum restul de conturi sunt așa ca bonus, nu se includ în preț și etc. Da, deci pe această platformă avem Ninja Level Campion, șamancul ăsta încă un ninja de level 99 cu alchimie mitică care e full în afară de safir. Contul ăsta doar ce l-am echipat cu alchimie, are și can de 100 de zile. Dar na, din păcate m-am lăsat și am investit niște bani pe care o să-i pierd, dar asta e. Și 40 de caractere, din contul astea de aici au nuntă între ele și de cioburi. Na, astea oricum o să iau itemele de pe ele pentru că nu vreau să includ în preț conturile de cioburi. În fine. Deci, haideți să începem cu primul cont. Avem level 1 campion, atac, și să vă arăt alchimia. Deci, rezistență plus 6, excelent, diamantul, ăsta are critică, doar critica e nevoie la Hydra, absorbit refacere ăsta, safirul e gol și jadul, max PV și regenerare. Rubina am avut excelent, doar că l-am dat jos și l-am vândut. Cam asta e alchimia. Ca pet nu mai are contul pet, am avut un razător dar l-am dat. Mai sunt niște permise aici. Costum aură, are costum aură. Am arătat alchimia. Pe schimbă caracter la acest cont nu este nimic. Așa, pe aici și-am mai sunt niște pergamente, 41 de citite, niște exorcizări. Șarfa asta de 17, asta o să o iau, eu o să o vând, asta nu există. Niște inele pe lume, cam atâta este pe contul ăsta. Și nu știu pe aici pe distribuie ce mai am, sincer, că nu m-am uitat. Mai sunt de astea, piatră fierar, pula mea. Uite, încă o piatră fierar, ăsta se face manualul din astea. Da, deci cam ăsta e contul de level campion. Am zis biolog, atac. Și are nuntă cu Cosima, cu șamanca de 104. Ok, hai să arătăm șamanca. Deci pe șamanca avem așa, peuri aici așa, G4 conducerea și biologul este la însemne. Adică are și biologul foarte sus șamanca. Da, inventarele deschise, 3 inventare. Și cam atât de arăta la șamanca. Nu știu de poți dacă am ceva. Da, critici, pătrunderi, căcat. În fine. Mai departe. Avem ninja-ul. Sper că se vede bine. De-aia acum filmez pe monitorul secundar pentru că e mai mic și se vede mai ok pe full screen. Sper că se înțelege. Deci, pe ninja-ul de 99. Avem așa. Rubin dublu medie cu valoare atac. Dublu de ăsta competență cu valoare atac magic. Corporal, critică, pătrundere, pe Onyx, full și ăsta, jad dublu cu absorbite de PV și safirul e doar tare ninja, asta e gol, pentru că nu mă interesa PVP-ul doar să farmez și de niciodată nu pun safir cu bonusuri bune, dar în rest alchimia este full,
Level 99, biologul este la... Mă caută biologul în disperare. Biologul de level 80 este terminat. Numai trebuie să mă duc să iau misiunea mai departe ca să încep crengile roșii. Deci tu e terminat pe asta. Avem can de 101 zile și acest pet pe care pot să-l vând și separat, adică nu neapărat discutăm dacă mai rămâne sau nu pet, oricum cel mai probabil asta o să-l vând, o să-l iau de pe cont să-l vând. Tip 6, level 96 cu toate cărțile PVM. Ok, mai 10 citite aici, doar 2 inventare deschise pe acest cont. În depozit mai avem ciocolată, asta aici rămân că nu mai stau să văd ciocolată, mă fi și pe acea ciocolată. Le distribuie niște mânuși și niște chestii. Ok, cam asta e ninja-ul de 99. Deci cu acest, cu ninja-ul de campion și cu ninja-ul de 99 puteți face Hydra pe două conturi, șamancă tot. E foarte fain să am mai multe conturi pe aceeași platformă făcând Hydra sau Melee. Pentru că na, nu stai să te conectezi pe foarte, foarte multe conturi. Licanul de level 115 este, biologul este terminat, are full pe-uri inclusiv ajutorul și respingerea, după cum am zis, ăla e atac-atac biologul și noi eu țineam ăsta cont de teleport, adică nu făceam nimic pe el. Într-un timp am avut alchimie, dar am dat-o jos, am făcut și-o puțin PvP, dar n-am vrut să investesc prea mult și am renunțat. 4 inventare deblocate. Hai să ne uităm și în depozit dacă este ceva. Avem aici critici pătrunderi destul de multe. Nu, cu lumea. Item shop. Da, chestii, uite aici încă câteva critici pătrunderi. Inele teleportare, da, mai este. Pe schimb, la licanul ăsta mai este un ward de 62 cu aura pe. Deci asta, hai să arăt întâi sora-ul. Deci e sora-ul de 75 cu 13 și nu știu ce mai are să vedem. Deci 13, teamă P, M10 armură, nu știu biologul cum e la biolog aici. La creangă Zelkova, deci ăsta e biologul destul de sus. Cine vrea să folosească sora-ul pentru farmat sau ward de SD3, ăsta de 62. Level 62 și are aura pe G1 Ireș în 2 vortejul. Da. Ok, cam atâta este și cu licanul. Lăsăm licanul aici. Următorul cont este șamanul de 90. Asta, cred că ăsta e ăla de atac. Da. Ăsta e M8, M9 vindecare. Level 90, biologul la globuri. 2 inventare deblocate. Na, ăsta era... E fain să-l ai dacă îi faci pe-ul la ăsta și pui inteligență să-l ții la Hydra să dea bonusuri sau la melee. Ăsta e încă mai bun la melee. Eu voiam să fac melee pe platforma asta și am creat și conturile de melee, gen de plus, absolut toate. Dar o să vă arăt mai încolo, mai la sfârșit, ca să arătăm acum ce e de arătat. Deci cam asta e level 90. Na, cam asta e tot. Și astea sunt conturile mari de pe platformă. Și mai am, deci cum îl cheamă astea, Corca 3 și Corovi 3. Aici pe schimbă caracter, pe conturile astea sunt câte 10 caractere. Așa, deci cum vedeți aici sunt câte 10 caractere pentru cioburi, toate au level 50-51. Eu făceam cioburi în templu pe ele și pana mea. Acum între hidre mai faci alchimie, că merită să faci alchimie între hidre, pentru că n-ai cooldown și n-ai ce să faci. Mai bine faci un cioc decât să nu faci nimic. Na, astea ce am 160 aici o să le deschid, la în fine. Itemele de pe conturi o să le iau, eu să le vând. Dacă doriți și itemele le pot lăsa, dar cred că o să le vând. Nu știu dacă o să... cine cumpără contul, dacă o să facă și cioburi. Deci sunt două seturi full de esoterică și vânt. Pula mea. Na, și astea sunt 10-20 de caractere pe două conturi și mai sunt încă două conturi, dar alea sunt goale și nu știu sincer dacă celelalte sau 50 de caractere erau de fapt. Celelalte nu cred că au nuntă. De exemplu, astea Corca 3 cu Corovi 3 și fiecare caracter în parte au nuntă între ele și e destul de mișto să dai numai inel, am inelul cu lumea pe 4 și asta e.
Ok, acum să intrăm noi aici pe platformă. O secundă să trag asta de aici așa. Hai să... Nu mai merge tras, dar am tras doar asta de conturi. Deci astea sunt conturile de aici. Așa. Și am astea, după vârle de melei, 1, 2, 3, 4, pulumă. Eu aveam până la 11. Ce ziceam? Deci am conturile astea de vârle de melei pe care am vrut eu să fac mele și le-am conectat. Sunt 1 până la 11. În total, astea grupurile de melei și cu conturile celelalte, licanul și șamanii și toate astea împreună, ele sunt 16 conturi. Și eu pe conturile astea am creat câte două, că vreau să fac două brezle, gen fiecare cont în parte are tot numărotat frumos, sunt războinici și au, cum se zice, de exemplu, grupurile de 11 e bărbat, 10 e femeie, 9 e bărbat, 8 e femeie, pentru că am vrut să le fac nuntă între toate, în caz că mi-e de oraș și gen tot e organizat și foarte frumos. Este legat inclusiv cu celelalte conturi, că unul e bărbat, unul e femeie, unul e bărbat, unul e femeie, etică, pentru că voiam să fac melei foarte frumos pe două brezle, dar am renunțat. Bă, cam asta este platforma. O să vă las Discord-ul în descriere, aveți și sondajul meu, dacă doriți să vă ajut la negoțiuri, vă ajut. Și ce să zic, mă băiți, puleilor, ne mai auzim, după cum am zis, mă joc acum pe Polyphemus. Am fost și o săptămână în România acasă, că după cum știți eu stau în Anglia și m-am văzut cu băieții de pe, din braț aici de la noi, cu băieții de pe Metin. Și a fost foarte, foarte șmecher. Da. Bă, cam atât cu episodul de azi. Vă aștept ofertele. Multă baftă și... Da. Vă salut. Pa, bă.